Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, rămâne un tip vocal chiar și atunci când stă la aceeași masă cu oamenii puterii. A demonstrat acest lucru chiar în studiourile televiziunii noastre. În cadrul emisiunii Agricultura la Raport, Ovidiu Ghina a reușit să-i aducă față în față pe Daniel Botănoiu, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și pe Laurențiu Baciu, fermier băcăuan cu mare experiență, șef peste cea mai mare ligă agricolă de la noi din țară. După un moment în care, înaltul demnitar a înșirat realizările ministerului, Baciul a intervenit și a cerut să se facă dreptate pentru fermierii care au ajuns să piardă procese în instanță, din cauza ministrului, de unde vine domnul Botănoiu. Vedeți că tot Ministerul Agriculturii, mai prin 2010, pentru că nu s-a achitat de obligații care avea față de fermieri, aceea de a suporta cheltuielile la energia electrică, dacă vă aduceți aminte, nu a mai plătit curentul electric și astfel între timp i-au făcut debitori pe acele OAI-uri. Sumele respective n-au făcut nici altceva decât să-i poarte prin procese pe cei din OAI. Procese care au fost pierdute de către producătorii agricoli pe linie, deși nu era vina lor, era vina ministerului că nu și-a achitat datoriile. Și în sensul ăsta v-am ruga, o facem public acum, v-am ruga să cereți o amnistie a acelei datorii care, vreau să vă spun, nu este chiar atât de mare, ci mai mult sunt penalitățile, sunt de 10 ori penalitățile mai mari, dar s-a ajuns la o sumă fabuloasă.